Elevii de la școala numărul 2 și cei de la liceul numărul 1 din municipiul Hunedoara au de acum terenuri de sport nou-nouțe. Acestea au fost construite de primăria orașului din fonduri proprii. Lucrările de amenajare a celor două terenuri de sport au durat aproximativ 4 luni. Este o promisiune pe care eu împreună cu Consiliul Local l-am făcut-o hunedorenilor. E vorba de 6 terenuri de fotbal, am finalizat până acum 2 și până la sfârșitul mandatului le vom finaliza și pe celelalte. De unde provin banii? Banii provin de la bugetul local. A fost o hotărâre adoptată de Consiliul Local? Da, a fost o hotărâre adoptată în unanimitate de Consiliul Local și, bineînțeles, destinația finală este pentru copiii noștri, pentru copiii Hunedoare, care să aibă unde să-și desfășoare activități sportive. Beneficiarii acestor terenuri de sport sunt elevii care învață la cele două școli și care până acum nu prea aveau condiții bune pentru desfășurarea orelor de educație fizică. Este un teren multifuncțional în care se pot desfășura multe activități sportive, handbal, basket, tenis de câmp, mini-fotbal, care, v-am spus, sunt foarte benefice pentru liceul nostru, pentru orele de educație fizică, pentru orele de antrenamente sportive, fiindcă noi avem și clase cu profil sportiv și sunt o investiție foarte bună din partea primăriei care a fost făcută pentru acest colegiu. Până în anul 2016, edilul municipiului Hunedoara promite că se vor construi încă 4 astfel de terenuri de sport.